Campania electorală pentru turul 2 al alegerilor locale care va avea loc în această duminică a fost mai apatică, dar marcată în continuare de folosirea abuzivă a resurselor administrative. Potrivit raportului Promolex, și de această dată au fost înregistrate mai multe cheltuieli neraportate, discursuri de ură și instigare la discriminare. Implicând un număr mult mai mic de candidați, campania electorală pentru turul 2 al alegerilor locale generale a fost mai apatică decât cea din ajunul primului tur și s-a axat preponderent pe întâlnirile cu alegătorii, care au constituit 57% din totalul de 53 de activități de campanie observate. Promolex a constatat cel puțin 19 cazuri ce pot fi calificate drept utilizarea abuzivă a resurselor administrative. În turul 2 de scrutin am constatat în continuare utilizarea abuzivă a resurselor administrative. Astfel, misiunea de observare Promolex a constatat 19 cazuri ce pot fi calificate drept utilizarea abuzivă a resurselor administrative în această perioadă. Directorul Asociației Promolex, Nicolae Panfil, a anunțat că în urma monitorizării au fost raportate cheltuieli de cel puțin 35.401 lei pentru activitățile electorale desfășurate de 8 partide politice. Potrivit paginii oficiale a CEC, rapoartele financiare au fost prezentate de 17 partide politice și 3 candidați independenți. Nu au prezentat raportul financiar 6 formațiuni politice. Cu referință la cheltuielile declarate de concurenții electorali și destinația acestora, în perioada 8-10 noiembrie, 11 partide politice și un candidat independent au raportat cheltuieli totale în sumă de 954.000 lei. În ceea ce privește discursurile de ură, Promolex spune că în perioada 30 octombrie-12 noiembrie au fost identificate cel puțin 9 cazuri de discurs de ură, inclusiv 2 care au luat o formă mai gravă de manifestare, justificarea violenței și amenințarea. Alte 2 cazuri au reprezentat limbajul sexist, iar celelalte 5 au luat forma limbajului discriminatoriu cu privire la dizabilitățile mentale.